Manele foarte frumoase, foarte bine ascultate, foarte bine. Deci e plăcut. Dumneavoastră vă plac manele? Da. De ce? Pentru așa e făcut, așa este normal. Îmi place șalul salama aia, bum, bum, dai cu pusca să ia fum. E cum să mi se pare, de ce să-i interzică la maneliștii să nu mai cânte? Eu nu pot să văd ce caz este că cântă, câștigă și o pâine. Strică, nu știu, tineretul. Păi dă-te, tocmai, și la tineret și la bătrân, la toți le plac. Nu trebuie interzis manelele pentru că e un gen de muzică ca e un gen de muzică liber, deci nu e... Manelele astea, că dacă se uită, e ca pe dezbrăcate, mai bine să le dezbrăci de tot, ca să vadă toată lumea, dar... Pe cine să dezbrace? Pe fetele care apar, nu? Că fetele care apar, fetele care cântă... Ce vă place? De asta vă întreb. Deci îmi place așa, că are niște cuvinte foarte bine, cum are în română, și spune. Am înțeles. Ce fel de manele vă plac noastră? Ca gen așa, ce fel de... Manele de astea, mai sălătăreți. Să vă plac manelele? Da. Ce fel de manele vă plac noastră? Toate. O melodie așa. Da, are Florin Salam cântecul de a ieșit acum nou Viața mea. Sunteți la curent și cu astea noi. Da. Și aveți vreun manelist preferat? Da, manelist preferat. E mulți. E Plece, Nicolae Guță. De astăzi nu se mai pot da manele la televizor și la radio. Cum vi se pare noastră? Păi eu știu de ce să nu de. Spuneți. Să le dea ce are, că e frumoasă. Ce are? Orice fel de... Aveți vreuna favorită, una care vă place așa? Da, Nicoleta Guță, Întoarce-te tăticule. Orice manea, nu... Să spui, la toți maneliștii îmi plac. Dar ce vă place? Asta vă întreb la manele. Nu-i tineretul. Ne plac manele pentru că astea e la modă. Asta e... Deci altceva nu... Asta ascultați manele? Ascult, da. Ce vă place? Asta vreau să vă întreb. Ce vă place la acest gen de muzică? Ce apreciați? În primul rând, creează petrecere. Da. Te face să te simți bine, te scoate din stări depresive. Da, îmi plac multe, nu unii dintre... Ce fel de manele vă plac? Îmi place tot ce cântă Florin Salam. Așa. Jean de la Craiova. Și ăsta de la... Mai e unul. Nu știu, Adrian Minune, cine e? Așa, Adrian Minune. Adrian... E o aiureală. Păi dă-o dracu, mai bine o dă-ți de tot și gata.